Bună ziua și bine v-am găsit la proful online pe exerciții de matematică. Bine, ne vedem. Deci trebuie acasă la casă. Pentru casă, clasa A, 6-a, 7-a, nu? 7-a. În câte suntem? 3. 3-a, 12-a, 2018. Așadar, iată când ne vedem de nou. Câteva, două săptămâni aproape de mini-vacanță. Voi spuneați că din Italia acolo e alt timp, alte condiții sunt acolo. Poftim, da. Te rog. Calculați linie de fracție, radical din 300, din 300. Calculați. Deci linie de fracție. Așa. Radical din 300 supra 75. La 75. Radical din 75 și radical din 75. Și radical din 75, da? Da. Deci radical pe radical. Egal. Da. Pe 300. Păi radical din 300 supra 7, din toată fracția radical. Deci, fiindcă radical sus și radical jos, putem scrie un singur radical din 300 supra 75. Și egal mai departe cu? Pe 300 putem scrie ca 5 ori 60. 5 ori 60. Mi-am dat un mat așa bine. Radical din 5 ori 60 supra 75, da? 5 ori 13. Putem scrie pe 75 ca 5 ori 13. 5 ori 13. Așa faci 75? Da. Nu, 5 ori 15. Așa, 5 ori 15. Deci, sau 25 ori 3. Nu? Mai repede. 25 ori 3. Și egal cu? 5 ori radical din 60. 5 ori radical din 60 aici. Da. Dar 5 ori ăsta e simplu. Cum ziceți 5? Este, dacă ar fi fost 5 la a doua. E și asta de radical. Da. Deci, ce zicem? Păi radical din 60, se poate radical din 60, nu? Doar radical din 25. Doar radical din 25 asta, da? Da. Are și 5. Da. Și 60 lăsăm așa? O să scriu ca 3 ori 20. 3 ori 20. Deci radical din 5, 3 ori 20, supra 25 ori 3. Și egal mai departe cu... Păi 3 cu 3 se simplifică. Da. Pe 20 îl pot scrie ca 5 ori 4. Și pe 25 pot să scriu ca 5 ori 5. Da. Adică egal cu 4. 5 ori 4 ai zis. Pe 25 scriu ca 5 ori 5. 5 ori 5, 25 cu 25 să se simplifice. Da, și de 4. Și de? 4. Încă o dată? Pe radical din 4, 2. 2. Da, hai să recunoaștem că ai bălbuit destul de... ai consumat mult timp. Deci toată ideea este să ajunge cât mai repede la rezultat. Iată cum aș probleme. Deci egal cu... În loc de 300, 3 ori 100. Deci radical din... 3 ori 100. Supra, radical la dânt las. Supra 3 ori 25. 3 cu 3 se duce. 5 cu 100. 25 cu 100, 4. Și radical de 4 egal cu 2. Te înmulțești. Deci căutăm să ajungem cât mai repede. Cât mai repede. Dacă vrei, cauți descompunere rapide. Simplifici aici. Când ai 300 cu 75, păi de ce să nu fie simplificat pe 25 odată? Că se simplifică pe 25, da? Și vine a 3 aici. Și aici când vine 4, 3, 12. Dacă se simplifică pe 12. 3 cu 25, cu 12, 4. Și adică 4 egal cu 2, terminat. Deci cât mai repede. Hai să vedem alt exercițiu. Deci, radical din... 1728 supra 2, radical din 12. Supra radical din? 12. Am zis 12 deodată. Da, s-a înțeles că fiind da. Radical de sus pe radical de jos, da? E cu radicalul fracției. Da. Și ca mai departe,
pe 1728 pot să scriu ca 12 ori. Dacă nu vezi deodată, de ce să nu mergem foarte repede? Când o număr se împarte la 4? Când ultimii două cifre se împarte exact la 4. 28 se împarte la 4. Da. Și 12 se împarte la 4. Da. Deci numărul ăsta se împarte sigur la 4. Da. Așadar, prin 4 mergem repede, ca să nu pierdem timp și să fim radical din. Patru, 17 de 4 ori. 12, 3 și 2. 4, 32 supra 3. Care mai simplificăm încă o dată prin cât? 4, 3, până 3. Așa. Și ne dă 1. Odată. Odată, vine 13, 3, 13 de 6 ori. Nu, de 3 ori. De 4 ori. 4 ori. Și 2, 4. 144. Radical din 144, 12. Mai repede, mai cu, cum să spun, viteza mai mare, mă interesează foarte mult. Minus radical din 252 supra 7. Sub radical adâncă, nu? Radical doar din 252. Și tot supra 7, așa? Da, radical din 7. Așa. Egal cu. Păi minus radical adâncă. Da. 252 pe 7 și egal cu minus? Minus 252 pot să-l scriu ca... Ce simplificare visăm să întâmplești? Prin cât? 7. Prin 7, neapărat. De ce facem împărțirea la 7? Da. Și minus radical din? Radical din 252 împărțirea la 7. Hai, 7 în 25, 3, cu 7 în 21, 6, 36, radical 36. Din 36, minus radical din 36, este egal cu minus 6. Minus 6. Următorul, te rog, repede. Radical adânc, da. 147 supra 3. 147 pe 3. Este egal cu? 147 împărțit la 3. Hai, te rog, vorbește că... 49. Egal cu 7. Deci 4 ori 3, 12, 27, merge de 9. Radical din 49, 7. Următorul? Radical din 242 supra radical din 2. Totul supra radical din 2, am să spun așa, da. Adânc, da? Supra 2. 120 radical din 121 este egal cu 11. Radical din 121 egal cu 11. Și următorul? Radical din minus 486. 486. Supra radical din 6. Radical din 6. Și egal cu? 81. Radical din minus radical din 81. Care face? Minus 9. Următorul? Radical din 432. 432. Supra minus radical din 3. Minus radical. Pun minusul acela în față și zic adânc și 3, da? Supra 3. Să împărțim prin 3. Așa. Minus radical din Radical din 146. Supra minus radical din 5. Supra minus
radical din 5, care s-ar scrie egal cu minusul din în fața unei fracții, nu? Da. Radical adânc din 980 supra 5. Și egal cu minus radical adânc din radical din. Acum, minus radical din 196. Și egal cu minus? Este egal cu minus 14. 14. Următorul? Minus radical din 1014. De 1014. Supra 6. Supra radical din 6. Supra radical din 6. Care e un singur radical, adânc din 114 supra 6. Face minus. Păi 10.000, 1.000... Radical din... Nu e 114, e 1014. 1014, da. Așa. Și te scoretat și în fază. 1014, corect. Minus radical din 169. 169, care face minus? Minus 13. 13. Următorul. Minus radical din 6, minus radical din 2, supra radical din 2. Totul supra. Da. Totul supra radical din 2. Egal cu. Păi aș putea să scot pe... Nu e minus radical din 6, e doar radical din 6 minus radical din 2. Atâta, da. Da. Așa. Aș putea să scot un factor comun pe radical din 2. De unde nu te stupe radical din 2? Nu-i factor aici, nu-l văd. Nu pot să simplific. Am putea radical din 2 cu radical din 2? Nu, pentru că e minus. Sigur, mai ca fi produs. Da, pot să scriu pe radical din 6 ca 2 ori 3. Așa, da. Radical din 2 ori 3 minus radical din 2 supra radical din 2. Și e cam antipaticul. Radical din 2 pe lângă. Adică să înțeleagă toată lumea, radical dintr-un produs e radical din fiecare. E radical din 2, radical din 3. Așa scrie. Minus radical din 2. Așa se vadă foarte clar. Supra radical din 2. Corect. Și e cam mai radical din 2. Pe lângă. Pe lângă. Radical din 3. Da. Minus 1. Minus 1. Totul supra. Totul supra radical din 2. Și radical din 2 cu radical din 2 și radical din 3 cu minus 1. Tu ai avut dreptate și hai să ne întoarcem aici. Când ai zis că scoate radical din 2 un factor comun, ai pășit etapele astea, le-ai ars. Și dacă eu n-am vrut să, n-am dat curs ideii tale, pentru că vreau să schimb pe 6 ca 2 ori 3 și radical dintr-un produs e produsul radicalului și se bate factorul comun. Dar puteam păși peste etapa asta, tu asta ai vrut să faci, da. Și spui radical din 2 pe lângă, da. Radical din 3 minus 1, da? Da. Supra radical din 2 și răspunsul era rapid. Sigur că da, de aici încolo merg așa, numai pentru primul exercițiu și am ținut mai mult să punctăm chestia asta. Deci, apropo de viteza de lucru, aici câștigai foarte bine, nu? Da. Mergând așa, te rog. Radical din 15 minus radical din 6, supra radical din 3. Totul pe radical din 3. Da. Totul supra așa, deja. Scoatem pe radical din 3 în factor comun. Te rog. Radical din 3 pe lângă radical din 5 minus radical din 2. Așa. Egal cu radical din 5 minus radical din 2. Simplificăm radical din 3 și facem radical din 5 minus radical din 2. Te rog. Radical din 42. Radical din 42. Minus radical din 18. Radical din 18. Supra radical din 6. Radical din 6. Radical din 6 pe lângă radical din 7 minus radical din 3. Da. Supra radical din 3. Da. De ce radical din 3? Era radical din 6. Radical din 6. Da. Egal cu radical din 7 minus radical din 3. Corect. Simplificăm radical din 6 și 2 radical din 15. Da.
minus 3 radical 10. Da. Supra-radical din 5. Da, egal cu? Aș putea să scopri 5 în factor comun. Nu 5. Radical din 5. Radical din 5, da. Așa. Radical din 5. Radical din 5. Pe lângă. 2 radical din 3. Da. Minus 3 radical din 2. Da. Supra-radical din 5. Da. Egal cu... 2 radical 3 minus 3 din radical 2. Și nu fac 0 aici? Ba da. Nu, nu fac 0. Nu pot să fac. E mai mic decât 0. Deci, e mai mic ca 0 sau mai mare ca 0? Mai mic ca 0. Ai sigur? Păi radical din 3 este 1,41 și radical din 2 e 1,41. E mai mare decât 0. Iar, nu, da. Nu poate să fie mai mare. Deci nu e sigur. Dar tu te-ai băgat în asta. Eu vreau să termin greșit. Dacă tu să vezi ce fel de număr este, da? Da. Eu am zis că ar fi 0, tu nu. E mai mare sau mai mic? E mai mare decât 0. Nu știm ce sunt. Dacă punem cu emoții mai mare ca 0, cu emoții cu semn de întrebare, atunci el s-ar transcrie, duce pe 3 radical din 2 încolo, da. Și vine 2 radical din 3, să fie mai mare, dacă e emoții, că nu știu dacă e adevărat, decât 2 radical, decât 3 radical din 2. Și dacă ridicăm ambii membri la pătrat, devine că ridicăm la pătrat și stânga și dreapta, că sunt doi pozitivi, nu avem nicio problemă. 4 ori 3, 12. Mai mare decât 9 ori 2, 18. Deci emoția a fost corectă, nu este adevărat. Ci invers este. Este mai mic decât 0. Deci mai mic decât 0. Și acum putem, mă rog, așa ne-am propus treaba asta și am clarificat-o. Nu știam să punem mai mare sau mai mic. Acum știm sigur că e un număr mai mic ca 0. Te rog. 3 radical din 28. 3 radical din 28. Minus radical din 21 supra radical din 7. Da. Radical din 7 pe lângă. 3 radical din 4 minus radical din 3 supra radical din 7. 3 radical din 4, da? Da. Minus radical din 3 supra radical din 7 este egal cu 3 radical din 4 minus radical din 3. 3 radical din 4 și cât o fi la radical din 4? 2 ori 3 6 minus 6 minus radical din 3. Deci 6 minus radical din 3 este rezultatul. Deci facem, nu lăsăm radical din 4, deranjează la scriere, pur și simplu, cum să zic, radical din 4, nu e pătrat perfect. Altceva? Scoateți factorii de sub radical. Adică? Radical din 96. Radical din 96, egal cu? Putem să scriem ca, când spune, scoateți factorii de sub radical. Descompunem numărul de subradical, să vedem ca produs de puteri la diverse exponenți, da? Deci 96, hai să descompunem și ne dăm seama imediat. 96 e egal în descompunere prin 3. Prin 3. Vine 32. Tot prin 4, nu, prin 2. E 2 la 3. Deci începe prin 8. Prin 2 la 3. E 2 la 3, e 8. 8. Și 8 ori 4. 2 la 3 și mai rămâne 2 la 2 din 4 și faci 2 la 5. 5. Deci 2 la 5, 2 la 4 e 16. 2 la 5 e 32. Și atunci vine radical deodată, ca să nu pierdem timpul. Radical din 3. 3 ori. Ori radical. 2 la 5. Și egal mai departe. Și acum te rog pe tine să... Egal cu 2 ori 3 totul la 5. Nu, radical din 2 ori 3 totul la 5-a. 2 ori 3, radical, eu scriu cum spui tu. Radical din, ai zis, 2 ori 3 totul la 5, așa, da? Da. E bine? Când ar fost bine? Dacă ai fost și 3 la 5-a. Da, da. Dacă ai fost 3 la 5-a, așa ceva, nu? Nu se poate așa ceva. Da. Tu trebuie să scoți ceva. Dacă ai fost un 3 la 2,
ieșeau în trei, da? Da. Dar trei simplu, deci rămâne trei. Da. Da. N-ai ce face. Mai departe. 2 la 5 asta cum să-l vezi? Doi la 4. Da. Urmări. Puteri mare ca să poți să scoți sub, de sub radical. Și egal mai departe cu cine era și acum se vede foarte tare, clar. 2. De la 4. 2. La 5. A fost 2 la 5 așa am scris, 2 la 4 ori 2. Da. Am putea să zici radical din fiecare, nu? Da. Deci radical din 3. 3, ori radical din... ori radical, ori 2, se lăsă 3 ori 2 ăsta, și ori radical din 4, da. Cu din 2 la 4. Și cât face radical din 2 la 4? Păi de la 3, 8, 16, radical din 16, este 4. Păi vezi, trebuia să înveți aici, mă, așa, că 2 la 4 poate fi văzut ca 2 la 2, totul la 2. Nu? Se zic o putere la altă putere și atunci rămân doar 2 la 2, că 2 ăsta cu indice radical și rămân 2 la 2, care înseamnă 4. Deci, pe scurt, de aici trebuia să te, mă rog, să reacționezi foarte repede, chiar de aici începând, că se vede că se scrie ca 2 la 4 ori un 2, 2 la 4 scapă de sub radical și 4, e 2 la 2, se vadă toți prietenii noștri, 2 la 2, ori radical din 6, pe mate ghești. Deci 2 la 2, da. Ori radical din 6. Adică 4 radical din 6. Da? Deci am insistat un pic mai mult aici. Vezi tu, după un timp, după o experiență cât de cât, iată aici, că dacă spun așa, radical din 2 la 7, ori 3 la 4, ori 5 la a 3, egal cu, vreau să reacționez de repede și ți-e spui că scoți un factor, Pi, 2 la 7 poate fi văzut ca 2 la 6 ori un 2 și 2 la 6 scapă din radical. Poate o să scriu ca 3 la A. Dar hai să zicem 2 la 6 să scăpăm de cât face de sub radical când iese 2 la 6? Pe 2 la 6 cât vine? 2 la 5 32? Păi dar nu mă pune să calculez acolo. Deci am zis radical e 2 la 6, da, care de subradical face 2 la 3. Că se împarte 6 la indice radicale. Păi când scoatem radical din 2 la 6, trebuie să zici așa, că este radical din 2 la 2, ori 2 la 2, ori 2 la 2, dacă vrei. Deci 2 la 2, ori 2 la 2, cum sunt copii bază, să adună exponenții, 2 plus 2 plus 2, da? Da. Sau să zice radical din 2 la 3, totul la 2. 2 la 3, totul la 2. Că așa se zic o putere la o altă putere, sunt copii bază și mulțesc disponenții. 3 ori 2, 6. Da. Și acum, cât? Scapă de sub radical și rămân 2 la 3. Deci vezi? Da. De aceea face 2 la 3. Deci rapid aici reacționăm și spunem 2 la 3, ori 3 la 2, ori 3 la 2, ori 5 la 2 ori 5. Adică 5 iese de sub radical și radical, sub radical mai rămâne. 2. Așa. Și 5. 2 ori 5. 2 ori 5. Deci 3 la 4 a scăpat 3 la 2. 2 la 7 a scăpat în 2 la 3 și a rămas un 2. Că 2 la 3 totul la 2 faci 2 la 6, până la 2 la 7 rămâne un 2. Vezi? Și 5 la 3 e limpede un 5 la 1, da? Da. Iată că am reușit în felul ăsta să vedem cu scoaterea asta. Și acum te rog alte ieșițiune. Radical din 48 este egal cu radical din 6 ori radical din 8. 6 3 ori 2 3 ori 2 6 ori radical din 2 la 3. Dar nu poți să lași totul sub o singur radical. Ai zis ori 2, ori 2 la 3, nu? Da. Am însemnat 2 la 4 de mai rapid. Da. Deci vine 3 ori 2 la 4. Egal cu radical din 3 ori 2,
ori 2. Păi o să... De cine scapă, cine scapă din radical aici? 2 la 2. 2 la 2. Rămâne 2 la 2. 2 la 2 ori radical, radical din 3. Așa. Ori 2 la 2. 2 la 2 radical 2. Nu am înțeles aici ce face. 2 la 2 ori, ori radical din 6. Radical din 6. Sigur. Ia mai uite un pic. 2 la a doua ori radical din 3 ori 2 la a doua, adică 12. 3 ori 12. Și rămas aici 2 la a doua? Nu. E subradical, mai rămâne 2 la a doua? Radical, nu mai rămâne 2 la a doua, rămâne 2. Mai rămâne un 2 aici, da? Păi, 2 la a patru l-am avut aici. Și 2 la a patra scapă de subradical și 2 la a doua. Da. Păi nu mai rămâne niciun 2 aici. Tot 2 la 4 avem și aici. Dacă ai fost în 2 la 5-a. Da, ok, tot. E par. E par, sigur că da. S-a făcut simplificarea, s-a tot. 2 la 2 radical din 3. Asta era. Deci egal cu 4 radical din 3. Radical din 72. 72. Egal cu? Radical din 2 la 3-a. 8 ori 9. 8 ori 9. 2 la 3-a. Ori? Ori 3 la 2. 3 la 2. Și egal cu? Păi radic, 3 radical din 2. Iese doar, ies capul doar 2 la 2-a. Și cât iese în față dacă el e 2 la 2-a și când iese în față? 2 la 2-a. Că pe 2 la 3-a să scriu ca 2 la 2-a ori 2. Așa. Și așa el 2 la 2-a. 2 la a doua. Păi nu scapă, când scapă din subradical, cât a rămas în locul lui? 2. 2 la a întâia. Cred că 2 la a doua e 4, adică în 4 e 2. Da. Deci rămâne 2. Cine mai este în fața radicalului? Și 3 la a doua. Dar nu este 3 la a doua. Nu, 3. 3. 2 ori 3. Și în subradical cine rămâne? 2 la a doua. Nu, 2. 2 la a întâia, simplu 2. Pentru că pe 2 la a 3 le-ai văzut ca 2 la a 2 ori în 2, 2 la a 2 au ieșit de subradical și 2 la a 1 și 3 la a 2 este subradical și 3. Altfel, 2 la a 2 înseamnă 4, adică din 4 este 2, 3 la a 2 este 9, adică din 9 este 3, 2 ori 3 și doar 2 de aici au rămas. De la completarea lui 3, da? Da. Mergem mai departe. Mai multă siguranță. Radical din 7 ori 2 la 3. 7 ori 2 la 3. Egal cu 2 ori radical din 7 ori 2. Adică 7 ori 2, 14. 14. Adică mai departe. Radical din 108. Da. Egal cu? 108 este 2 ori. Deci, 108 este 2 ori cât? 54. 2 ori 54, de acord. Adică este radical din 2 ori. 54 pot să scriu ca 6 ori 9. 6 ori 9. Deci, da. Radical din... Da, pe 6 ori 9, 6 ori 9 nu pot să scriu ca 2 ori. 2 la a... Nu, 3 la a doua plus, nu, deci 2 ori, 3 ori 2 ori 3 la a doua. Adică 2 la a doua și 3 la 3. 2 la a doua. Radical din 2 la a doua ori 3 la a treia. Tot 108. Da. 2 la a doua, doua ori 3 la a treia. 3 la a treia. Adică 3 la 3 este 27, 27 ori 4, 27 ori 4 fac 108. Deci, clar. Dacă nu ne vine deodată în minte, descompunem și vedem 2 la 2 ori 3 la 3 și atunci e egal mai departe. 2 ori 3 din radical 3. Deci este? 2 ori 3. 2 ori 3.
radical din 3. Adică 6 ori radical din 3. 6 radical din 3. Foarte. Următorul. 162. Radical din 162. Și? Pot să scriu ca 2 ori... cât a fost 81. 2 ori 81. Pe 81 pot să scriu ca 9 la a doua. 2 ori 9 la a doua. 9 la a doua ori 2. Dar 9 la a doua. Adică va fi 9 ori radical din 2. 9 radical din 2. Următorul. Radical din 192. Radical din 192. Păi îl pot scrie ca radical din 2 ori. 192, 9, 2, 9, 12, 93, stați. 96. 96, da, egal cu. Pe 96 pot să scriu ca radical din 3 ori 2 la 5-a. Ori radical din 2 la 5-a. 96. Adică, vine, stați acum, vă spun. Radical din 2 la 6-a. 2 la 6-a, zici? Ori 3. Ori 3. Cum ai ajuns la 2 la 6 ori 3? Păi 96 este 3 ori 2 la 5-a. 96, 3 ori 2 la 5-a. Radical din 3, ori da. Radical... Deci ai zis 3 ori 2 la 5-a. 2 la 5-a cât înseamnă? 2 la 5-a. 32, nu? Da. 2 la 4. Și 32 ori 3? 96. 96. Este corect. Da? Deci ca să fie înțeles toată lumea. Și acum cât facem? 2 la 3-a. Da. Ori radical din 3, da. Egal cu 3 la 2 este 8, ori radical din 3. 8 radical din 3. Deci egal cu 8 radical din 3. Dar dacă lași așa, nu e nicio supărare. 2 la 3 ori radical din 3. Important este să fii scos sub radical. Asta e operația. Pe 150 îl pot scrie ca... Cum? Radical din 150? 150, egal cu radical din 2, ori. Radical din 7, 75. 2 ori 75, da? Da, pe 75, știu cum am făcut. 3 ori 25. 3 ori 25, da. Deci ori 3, deci, ori radical 5 la 2. Din 2 ori 3 ori 5 la 2. Da. Egal cu radic, 5 ori radical din 2 ori radical din 6. 5 ori radical din 6. Următorul. B. Radical din 216. Da. Este egal cu, păi eu nu fac la 2, 21 la 2 egal cu 9, radical, nu, radical din 2, ori radical din... Sub aceeași radical, ca să mai spun o radical. Da. 216 la 2 este egal cu 108. 108. 108. Deci putem face fără zei deoparte, vezi niște timp. Deci o dată, 1, 0 ori, 16 în 8 ori. 108. Adică 216 împărțit în 2 face chiar mental. Mental, nu? Da? 16 ori, deci merge la timp. Da, și ne va da radical din 2 la 3 ori 3 la 3. Radical din 2 la 3. 3 la 3. 3 la 3. Adică 108 acela, ții minte tot că era 4 ori... la 2 ori 3. 4 ori 27, nu? Da. Așa, și acum... Bine. 2 ori 3, ori radical din 2 ori 3, ori 6. Ori 6. Deci 6 radical din 6. Radical din 3 este 29. Stop. Invers. Dacă ar fi dat așa, ca să-l introduce acum în interior, pe 6 ăsta care stă afară. Îl scriam ca... Radical, îl băgăm înăuntru și când intră în interior, vine 6 la...